Două autoturisme au fost implicate într-un eveniment rutier ce a avut loc sâmbătă seara pe DE70 la ieșire din municipiul Roșior de Vede. La această intersecție cu drumul care duce spre spitalul TBC se produc accidente în mod frecvent, unele cu final tragic, iar neacordarea de prioritate este principala cauză. De această dată, doi bărbați au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale. La locul evenimentului rutier au intervenit pompierii militari de la detașamentul Roșior de Vede cu auto speciale de descarcerare și un echipaj smurt. Sâmbătă, în jurul orei 17:15, pompierii militari telormâneni au fost solicitați să intervină la un eveniment rutier produs pe raza municipiului Roșiorii de Vede între două autoturisme. La fața locului s-au deplasat o descarcerare și o ambulanță smurt. În urma accidentului au rezultat două victime, conștiente și cooperante, preluate de echipajele smurt și SAJ pentru a fi transportate la spital. După asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, cazul a rămas în atenția autorităților competente pentru cercetări. Polițiștii de la biroul rutier fac cercetări pentru a stabili cu exactitate în ce împrejurări a avut loc accidentul.